Domnule președinte, am glumit ce am glumit, dar acum serios. Noi suntem ăia care vă trimit în vacanță. Aveți nevoie de concediu, domne, de liniște, de odihnă, e clar. Nu știu, v-aș recomanda Călimănești, Olănești, Căciulata sau Coasta de Azur. Ar mai fi și Sovata, dar nu, că acolo mai vin ăștia cu copiii, țipete, urlete, e nebunie. L-am văzut pe domnul președinte după ședința CSAT și sunt mai multe variante. Fie la CSAT nu s-a făcut nimic, fie s-au uitat toți la ultimul episod din Game of Thrones, fie au făcut un tabinet. Mă rog, domnul președinte ne spune că... Temele incluse pe agenda și analizate de către membrii Consiliului au vizat atât proiecte prevăzute în programul de activitate a Consiliului pe anul în curs, cât și unele problematici de actualitate, concordanță cu dinamica și realitățile interne și internaționale. Cum? Problematici în concordanță cu dinamici naționale și internaționale? Ce e asta? Sigur nu ați scos cuvinte dintr-o căciulă să ne distrați cu prostiile care vă ies? A? Căciula aia superbă a lumatale, da, da, uite asta, da. Aia da retur la cât Catedrala Mântuirii Neamului, încape toată masa vocabularului acolo. E, dar asta cu, hai să spunem, propoziții care nu înseamnă nimic, e nimic, ca să zic așa. Fiți atenți acum. Cum a fost de exemplu... De exemplu? Asta zic, oboseală mare, domn președinte. Mai avea dreptate și Nea Mihalache ăla. Frate, ai 2 minute libere? Buf, te lași pe spate și gata. În lumea viselor, mort. E, după ce a zis aia cu de exemplu, și-a mai dat drumul. În sensul că a turuit de pe foaie. Nu, n-a zis nimic, dar a părut că știe să citească. Documentul transpune în practică politica de apărare și securitate națională, definind cadrul de dezvoltare a organismului militar pentru apărarea armată a țării în context aliat, având la bază prevederile Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019. Ce-o fi zis domnul Iohannis când s-a văzut la Cotroceni? Doamne, acu ținem, Doamne, ochii. Cât pot să citesc de pe foie, bine, voi fi un președinte foarte bun. Asta zic și eu aici, domnule, la emisiunea asta de vreo 4 ani, să mă țină ochii să citesc din prompterul ăla. Și acum, domnule Iohannis, să lăsăm Caterinca la o parte. Și când zic Caterinca, mă refer exact la ce ați citit de pe foile alea. Noi toți, românii, cetățenii, alegătorii, ne așteptam la cu totul altceva de la acest CSAT. Și anume să ieșiți de acolo și să ne spuneți ce s-a întâmplat cu informările de la servicii în cazul dezinfectanților. Cât de multe știau serviciile, cât știau și alte instituții ale statului, de ce nu s-a acționat în tot acest timp. Și dumneavoastră ieșiți și ne spuneți asta. Avem nevoie de norme. Norme aliniate la cerințele standardelor europene referitoare la antiseptice și dezinfectante chimice, trimestrial, așa s-a stabilit, Guvernul României va prezenta Consiliului Suprem de Apărare a Țării informări cu privire la sistemul de sănătate publică și starea de sănătate a cetățenilor. Nu, domnule Iohannis, cred că n-ați înțeles. Iar dacă ați înțeles, e mai nasol. Înseamnă că ne luați de proști. Asta cu avem nevoie de norme pentru antiseptice e ca și cum ce s-a întâmplat în scandalul Hexifarma a fost așa, că n-am avut legislație, vezi, doamne. Adică, mă înțelegi? Haide, domne, că adevărul e undeva la mijloc. Lăsați-o încolo, bine că a trecut. Dar de acum, gata, domne, se năspresc legile și... Alo, domnule președinte, lăsați asta cu viitorul, domne. Spuneți-ne mai întâi despre trecut. Oricum cu prezentul stați catastrofal. Serios, lăsați asta cu veți fi informat trimestrial. Spuneți-ne de câte ori ați fost informat până acum despre asta. De câte ori a fost informat în ultimii 25 de ani președinția. Bună ziua! Ce vorbești, Răducule? S-a dus, tu. Un sepepist mai înțelept din ăia care vă însoțesc ar trebui să vă spună, domnule Iohannis. Domn președinte, în viață să știți că e ca pe bicicletă. Adică se învârte roata, da?